Un pacient cu COVID-19 care respiră cu ajutorul unei măști de oxigen a privit protestele antirestricții din Brașov de la geamul spitalului în care e internat. Imaginile cu el au devenit virale. Coloana de manifestanți a trecut pe lângă spitalul CFR de pe Bulevardul 15 Noiembrie, potrivit presei locale. Un protestatar a filmat momentul în care un bărbat infectat cu SARS-CoV-2 privea coloana care se deplasa prin fața geamului de la salonul unde este internat. În Brașov, rata de incidență anunțată de autorități este de 5,18 la 1000 de locuitori, în timp ce în municipiu se înregistrează o rată de 7,19.